Bună seara, stimați telespectatori, sunt Kadar Zoltan și vă prezint emisiunea Arena Sport. În această seară vom vorbi despre omul de sport, Aurel Rațiu, cu omul de sport, Aurel Rațiu. Bine ai venit, Aurele! Servus, mulțumesc pentru invitație, Zoli. Nici nu știu de unde să încep. Am fost colegi la radio atât de mult timp și, din păcate, trebuie să spun acum că am fost colegi la radio. Din 1 aprilie ești pensionar. Da, într-adevăr, am încheiat, să spun așa, o parte a vieții mele, cea activă, și urmează o altă parte care va fi tot activă. Și mai activă. Cu siguranță, mă știi, de foarte mulți ani, deci nu o să stau pe acasă, să-mi plimb nepoții, sunt implicat deja în două proiecte. Am propuneri încă de colaborare, o să văd unde, când și cum și evident voi rămâne tot în lumea sportului. Asta am făcut toată viața de când am început, asta a fost de mult, foarte de mult la Cluj, când părinții mei m-au dat la prima școală medie cu program special de educație fizică. Se numea Școala Generală numărul 13 din Cluj. A fost prima din țară, experimentală un an de zile. Era cu program special de educație fizică, să vadă dacă merge, dacă nu merge. Și m-au dat părinți, eram în clasa 5, asta se întâmpla. Și tu ai fost un experiment. Într-un fel, da, în 1961. Și pe urmă viața a făcut că am stat la Cluj 10 ani. Pe urmă a apărut primul liceu cu program special de educație fizică, printre puținele care s-au înființat în România. Știu că a fost și la Târgu Mureș 1, la București, Târgu Mureș, Timișoara. Și parcă mai era încă într-un oraș din România. Era ceva experimental atunci și, sigur, era foarte interesant și eram copil, îți dai seama, nu știam cu ce să mănâncă sportul, toată ziua eram pe tăpșan, prin curți, jucam, băteam mingea și aveam o energie cum au toți copiii, de fapt, și asta i-a determinat pe părinții mei să mă dea, cum se spune, la școală, să mă duc la Cluj. Și așa am ajuns eu să stau 10 ani la Cluj. Cred că a fost o perioadă, n-aș vrea să exagerez, dar cred că a fost cea mai frumoasă perioadă a tinereții mele. La Cluj a fost. Eram elev, am avut și rezultate, de toate. Am avut și colegi nemaipomeniți, care mai apoi au devenit mari sportivi ai României și, evident, și cu performanțe la nivel internațional. Spuneai dacă... sau sugerai dacă mie îmi pare rău că am plecat din... radio. Tot timpul am spus. Sunt un pic derutat, nu știu. Trebuie să te felicit că ai ieșit la pensie sau să-ți urez condoleanțe, fiindcă s-a terminat o parte din cred că prima variantă este mai bună, pentru că nu vreau să fiu pesimist, dar vezi ce se întâmplă în ziua de astăzi. E o performanță să, în ghilimele, sigur, să ajungi la o vârstă, să predai... să zic, cheile de la birou, le-am predat la Valeboi, deci celelalte, adică să ajungi la o vârstă de 65 de ani. Toată lumea zorește acum și mai ales în condițiile actuale în care există un stres nemaipomenit peste tot și crizele astea economice care bântuie lumea dintr-o parte în alta, îi determină pe mulți ca să aibă un vis, asta este culmea, să-și dorească să ajungă la pensie. Eu tot timpul am spus, eu nu doresc să ajung la pensie, dar vine o vreme în care trebuie să lași locul celor mai tineri. Mi-am încheiat o perioadă, activitatea într-o perioadă a vieții, urmează o altă perioadă, am alte obiective, alte, să spun, priorități și sigur, ceea ce ai făcut toată viața, nu poți să dai dintr-o dată la o parte. Gata, astăzi este 1 aprilie, ai predat cheia, ai predat cheia de la birou, cheia de la ușa biroului și cu asta gata, ești alt om. Cartela de intrare... Eu mă știu de foarte mulți ani. Eu am rămas același om. Nu e ca o viață de sportiv profesionist care își agață în cuie ori ghetele, ori mănușa de box și își termină cariera? E într-adevăr, da. Mulți nu sunt pregătiți din punct de vedere psihic pentru această perioadă, pentru că nu este ușor. Mulți îmi spuneau, mă, după ce ai ajuns la pensie, ești un nimeni. Eu am rămas șocat, îmi spuneau înainte. Eu am rămas șocat de această sintagmă. Nu, eu sunt același. CV-ul meu nu s-a schimbat, că acum, până acum am fost angajat la radio
și de mâine sau de poimâine nu mai lucrez la radio sau, mă rog, în altă instituție. Eu am rămas același, CV-ul meu nu s-a schimbat cu nimic. Ce am realizat în viață rămâne mai departe acolo. Sigur că prioritățile se schimbă. În primul rând, ceea ce este foarte bine, nu-ți mai face nimeni programul. Ți-l faci tu cum dorești. Și apropo de ceea ce spuneai tu, că nevastă mea mă vede dimineața, se trezește, se pregătește să meargă la școală, ea fiind profesoară, și eu stau și le vesc în pat, butonez, mă mai uit pe laptop, pe internet și se uită și dă din cap așa și îmi zice, fericitule. Zic, stai că mai și tu puțin și o să ajungi și tu ca și mine. Nu este niciun fel de problemă. Un pic se vede și pe fața ta. Ești mai deschis un pic, nu mai ești așa de obosit, ești odihnit. Adevărul este și știi și tu foarte bine. Deci munca de radio, evident că suntem și aici la un post de televiziune, deci te macină. Cine spune că munca de radio sau de televiziune, când lucrezi în direct, vorbesc pentru cei care lucrează în direct, te macină și dacă vrei să o faci cu pasiune și să nu-ți fie rușine după ce ai ieșit din emisiune, să nu-ți fie rușine de tine însuți când te uiți în oglindă a doua zi dimineața și să spui, da, am făcut cam tot ce am putut, ce a depins de mine ca să iasă emisiunea bine, atunci este ok. Dar pentru asta, știi foarte bine, trebuie să te pregătești enorm, enorm de mult. Și stresul de direct, poți să ai 60 de ani de radio, 800 de ani de televiziune, când ai intrat în direct. Tot ai emoțiile. Sigur, e autocontrolul acela, pentru că în radio și în televiziune ai scăpat porumbelul, ai făcut un dezacord, s-a dus, rămâne. Dacă lucrez în presa scrisă, m-am documentat, scriu textul, mă mai uit odată pe el, nu înțeleg un cuvânt, vreau să găsesc un sinonim, nu-mi vine minte. Intru pe Dex Online și găsesc imediat cuvântul și stai și îl scrii când vrei tu. Deci nu este niciun fel de problemă. Nu vreau să minimalizez munca celor care scriu. Pentru că nu este ușor nici pentru ei, și mai ales, aș vrea să particularizez puțin. Și tu, și eu, și alți colegi de-ai noștri care lucrează în presa scrisă, vorbesc de ziariștii sportivi, pentru că asta sunt eu și tu la fel, de luni până vineri, noi suntem ziariști. Sâmbătă, duminică, suntem ziariști sportivi. Deci în timp ce, trebuie să spunem lucrul ăsta clar, ceilalți se duc și se odihnesc, au o viață de familie, nu merge la competiții sportive. Eu am fost la viața mea. Profesor de educație fizică, ai fost și tu. Am fost antrenor, ai fost și tu. Pe urmă, ziarist sportiv. Toate competițiile sportive se desfășoară la sfârșit de săptămână. Înainte, până în 89, duminica, după 89, sâmbăta și duminica. Deci spuneam, în timp ce ceilalți colegi de-ai noștri, nu este, cum să spun, un vot de blam pentru ei, Doamne ferește, este dreptul lor. Stau și se odihnesc acasă și au viață de familie, noi eram tot timpul pe stadioane, în săl de sport, du-te, vino, fă interviuri, du-te, fonotechează-le, pune-le radio, pentru că atunci este momentul. Și de luni o luăm din nou la capăt, nu? Ceea ce faci și tu acum. Și asta am făcut un an, 2, 3, 4, 5, 6, 25 de ani, numai la radio. Am mai făcut 10 la Clubul Sportiv Școlar din Târgu Mureș, și am mai făcut încă 4 la Consiliul Județean pentru Educație Fizică și Sport și una la Clubul Sportiv Mureșul Târgu Mureș. Deci cam asta a fost. Sigur, n-am pus ani când am fost profesor de educație fizică și pe vremea noastră, deci înainte de 89, tu nu ai prins. Când ai terminat facultatea, erai obligat să te duci prin repartiție guvernamentală unde te-a repartizat. Aurel Rațiu, unde a fost profesor de educație fizică? Eu am fost repartizat, puteam să-mi aleg, o să spun imediat, puteam să-mi aleg oriunde, în orice oraș, mai puțin din Transilvania. Erau orășele mici, Sighișoara, Reghin și așa mai departe. Orașe mari, oriunde în afară de orașele mari din Transilvania. Deci în afară de Cluj, Târgu Mureș, Brașov, în rest oriunde. Era o grămadă de post la Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Arad, Timișoara, în sud să nu mai povestesc, Constanța. Eu atunci am fost într-o situație specială pentru că, uite, îmi trezești niște amintiri neplăcute. Tata a murit când eu eram student la facultate, în 73. Eu am terminat în 75 și am ales să merg într-o localitate apropiată de locația în care eu m-am născut. Am rămas în județul Mureș pentru că mama era singură, aveam un frate mai mic, cineva trebuie să aibă grijă de ei. I-am ajutat și eu când m-am putut cu bani.
Mama a lucrat și fratele meu a terminat și pe urmă facultatea la Cluj. El a devenit inginer TCM și, mă rog, acum e stabilit de foarte mulți ani în Arad și este om de afaceri și o duce bine. Mult mai bine decât mine. Ești invidios? Nu, absolut. Sunt invidios, într-un fel, pe el. E o mare nerealizare a vieții mele. Este faptul că eu și nevasta mea nu am avut copii. Nu s-a putut. Ne-am străduit și eu și ea. Am fost la multe analize, mă rog, la mulți medici. Nu s-a putut. Dar asta nu m-a făcut să mă îndepărtez de nevasta mea. Din contră, a fost femeia pe care eu am apreciat-o foarte mult. O apreciez și acum și am stat împreună și mă simt foarte bine. Și spuneam, apropo de lucrul ăsta, fratele meu are doi copii, adică eu am doi nepoți. Unul lucrează la Facebook, face parte din bordul de conducere, iar celălalt acum își dă doctoratul în fizică atomică și chiar zilele următoare va pleca în Japonia să susțină o parte din lucrarea de diplomă de doctorat, o mică parte la o sesiune de comunicări internaționale, științifică. Deci amândoi, ei erau cu fizica, fratele meu era cu fizica, matematica și culmea, și eu eram cu fizica. Până în clasa a șaptea sau opta, scriam la revista de matematică, era pe vremuri. Probleme, era, deci mi-a plăcut foarte mult. Când a început activitatea de sport de performanță, eu am făcut volei. A intervenit și educația lângă fizică. Da, absolut, da, absolut, da. Așa a devenit profesor de educație fizică, da. Și sport. Multă lume nu știe ce înseamnă educație fizică și sport. Că este o diferență între ele sau nu, da. Da, exact, da. Putem să vorbim și despre asta, dar că o să ai timp, o să te mai pot invita la emisiune ca să mai dezbatem un pic și despre alte subiecte. Revenind, ai povestit despre soția ta, trebuie să fie o doamnă foarte înțelegătoare. Fiindcă te știm, te cunosc de 20 de ani, sigur, atât am petrecut eu în radio și de atunci te cunoaștem și știu că și tu ai umblat foarte mult în țară și în străinătate. Ai lăsat-o singură de destul de multe ori. Da, ai spus un lucru, ăsta a fost marele meu noroc. De ziua le-am socotit, am un caiet în care am scris fiecare deplasare, data, ora. Vorbesc de transmisiunile directe exterioare. Deci în 25 de ani de radio am 1051 de transmisiuni în direct exterioare. Astea numai jumătate să fi presupus o deplasare în afara localității. Închipuiesc că aproape 2 ani de zile n-am dormit acasă în anește, am dormit în alt pat. Și nevasta mea m-a suportat și pentru asta i-am mulțumit mereu și îl mulțumesc și acum. Pentru că nu este ușor. Sunt momente care, sigur, sunt probleme acasă, fiecare am avut părinți, am avut bunici. Sigur, viața e frumoasă, dar există și o parte care, atunci când oamenii ajung la o anumită vârstă, au nevoie de ajutor. Și cine este se ajute decât aparținătorii? Cine este se ajute? Și o obligație din partea absolut, rudelor, da. Mai ales, da. Dar, apropo de asta, de obligație, mă șochează faptul, mă uit la televizor, sigur, nu de mult am fost la Iași și am rămas șocat. Deci Iași, am fost în Moldova de foarte multe ori. Și în sate, cam tot a treia casă era o vilă nou construită, nelocuită. Așa cum este Maramureș, cum ai fost tu Maramureș, partea asta. Deci oameni care pleacă și lucrează în străinătate, își trag o viloi acasă, nu locuiește nimeni, dar imediat se schimbă peisajul. Asta este vorba de o clădire, dar marea dramă este rămân copii acasă. Ei n-au mamă, n-au tată, n-au educație și mai văd și la televizor care asta chiar mă înfuriază, nu e adevărat. Și nu e frumos să arăt eu cu degetul spre colegii noștri, spre ziariști, spre reporteri. Vezi reportaje, gen filme indiene. Plâng, 12 copii, mamă, tată, au o singură cameră, locuiesc acolo, nu mănâncă, n-au o jucărie, n-au nimic. Dar n-am auzit un reporter să întrebe pe femeie, pe mama lor, doamnă, înainte de a face 10 copii, 12,
v-ați gândit că ăștia au nevoie, o să aibă nevoie de, de mâncare, de cazare, de educație. Deci înainte de a face copii, suntem la televiziune și mă abțin să, că aș vrea să zic ceva urât de tot, mai dar bine nu vreau. Te rog. Nu vreau. Deci înainte de a face 12 copii, gândește-te bine, omule, femeie, ai cu ce să întreții. Dacă ai un câine, deja ai, și tu știi asta, ai o obligație, face parte din familie. Trebuie să-i dai de mâncare, să mănânce, să-l plimbi, să-l duci la veterinar, când te duci în concediu, dacă poți să-l duci cu tine, dacă nu, trebuie să-l lași cu cineva. Vorbim de animale. Dar apoi când este vorba de copii? Și poate eu sunt mai furios din punctul ăsta de vedere, pentru că îți spuneam, noi nu avem copii și asta a vrut Dumnezeu. Dar ne-am fi dorit și când văd ce se întâmplă, așa parcă îmi vine să plâng. Și mă enervează, mai ales ziariștii, purtătorii ăștia de microfoane, că eu le-am zis la un moment dat în niște articole, purtătorii legali de microfoane. Întreabă, domnule, pe femeia aia, ai 12 copii, fă unul, dacă nu ai cu ce să-i întreții. Nu mai fă, că sunt, există educație, există contracepționale și așa mai departe. Vedeți, stimați ascultători, un ziarist sportiv mai are parte și de asemenea experiențe pe deplasările. Păi suntem oameni, nu? Suntem dincolo de faptul că și tu și eu sunt ziarist, suntem oameni în primul rând și asta te afectează, adică rău de lângă noi și suferința. Nu poți să treci așa fără să le pui puțin la suflet. Înainte să luăm un mic moment publicitar, care a fost ultima ta transmisiune în direct? Nu m-am gândit la asta, dar o să spun. Întrebare la care nu te-ai pregătit. Da, nu m-am pregătit, dar îți dai seama că mi-a rămas în minte. Am fost cu Vali Voidești la un meci al echipei Asia Târgu Mureș. Nu de mult s-a întâmplat în cabina de la cabina mică de la stadionul Transil din Târgu Mureș. Vali Voidești, mă rog, el a apărut mai târziu sau foarte târziu pe firmamentul ăsta al transmisioniștilor, de radiofoniștilor de transmisiuni în direct la meciurile de fotbal. Prima dată a cochetat cu basketul, știi și tu, a fost și la Ploiești când a fost împreună, pe urmă la fotbal și încet, încet, apropo de Vale, el a luat-o așa, de la presa scrisă și acum a devenit om de bază la radio. Deci că el am făcut în urmă cu o lună de zile la... Nu cu o lună de zile, nu vorbesc proste, pentru că din 1 februarie eram în concediu. Deci ultimul meci care a fost jucat de ASEA acasă în turul campionatului. În turul campionatului. Da. Deci atunci... Ai știut că acela o să fie ultimul? Nu m-am gândit că o să fie ultimul, pentru că și atunci am transmis, erau niște condiții care trebuiau să fie îndeplinite de SRR, de Societatea Română de Radiodifuziune. Noi nu aveam dreptul să transmitem studiourile regionale, pentru că, așa ni s-a spus, contractul a fost făcut între Radio Române Actualități, un canal al Societății Române de Radiodifuziune și Liga Profesionistă de Fotbal. Eu n-am înțeles lucrul ăsta niciodată, adică, domnule, și canalul Radio Române Actualități face parte din familia SRR. Și noi facem parte din familia SRR. Cum adică ei au drept? Adică ascultătorul din Harghita Covasna Mureș, care plătește taxa Radio TV, el nu are voie să asculte ce face echipa lui favorită din zona noastră, numai ăla din București? Și atunci erau, așa, erau o nebuloasă. Nu se știe, avem dreptul, nu avem dreptul și... Am lămurit-o pe șefa noastră că este cazul să... Meci important, hai să transmitem meciul ăsta. Și de atunci văd că treaba s-a rezolvat. Ulterior, văd că acum se transmite fiecare partidă de pe teren propriu a echipei, este pe val, mă rog, poate discutăm și despre asta, din ce motive și cum este. Principalul este că... Poate că a trebuit să ieși tu la pensie ca să se rezolve toate problemele. Probabil n-am avut puterea de convingere asupra... șefei noastre, Mirela Moldovan, ca să ne permită să transmită. Era o nebuloasă atunci. Și știi, când e relația cu cei de la București, e cea care este în fiecare instituție. Revenim după o mică publicitate.
Partenerul ideal, Taxi Royal. Prompt, rapid și eficient. Taxi Royal. Confort și seriozitate. Telefon 0265 204942 sau 0745 406696. Mireasma pâinii calde, gustul inconfundabil și calitatea grâului folosit sunt elementele ce aduc valoare produselor Eldi, pentru că păstrăm tradiția, modelăm pâinea numai cu mâna. Cele mai gustoase, naturale și de calitate produse de panificație le regăsiți la brutăria Eldi. Așa este pâinea cu fulgi de cartofi realizată de maestrul brutar Tökes Tibor. Brutăria Eldi, experiență și calitate din 1996. Creează-ți propriul stil vestimentar, fă-l să fie unic pentru tine și inimitabil pentru alții. Anesia Quality Clothing, confecții cu stil. Te așteptăm la magazinul de pe strada Călărașilor numărul 18 sau la atelierul nostru de pe strada Libertății numărul 93. Pentru a fi original, alege Anesia Quality Clothing. Security. Specializat în sisteme antiefracție și supraveghere video, Adimax Security vă pune la dispoziție o gamă variată de produse specifice acestui domeniu, precum și sisteme de control acces, automatizări porți, interfoane și video-interfoane, telefoane inteligente, televizoare și diverse accesorii electrice. Adimax Security. Pentru siguranța casei tale. În Târgu Mureș, strada Tudor Vladimirescu, numărul 56, sau la telefon 0743-237-019. Produse fast food, meniul zilei și catering de cea mai bună calitate numai la Dr. Will. Vă așteptăm în Piața Armatei numărul 22, comenzi la telefon 0757-035-202. Experiență de peste 15 ani în domeniu, Nakita vă propune o gamă de produse atent selecționate în sectorul siguranței și protecției muncii. Scopul nostru este de a combina protecția și confortul la locul de muncă, dar mai ales de a proteja angajatul din cap până în picioare. Pentru siguranța clienților proprii, Nakita dispune de un laborator de verificări periodice pentru produsele de lucru la înălțime și de un laborator pentru verificarea produselor de electrosecuritate. Nakita, soluții complete pentru protecția și securitatea muncii. În Târgu Mureș, Bulevardul 22 decembrie 1989, numărul 150. Telefon 0265-212958 sau pe www.nakita.ro. Prezenți de 15 ani pe Piața Mureșana, am reușit să construim împreună cu clienții noștri un nume sinonim cu calitatea și seriozitatea. Pentru a răspunde mai bine cerințelor clienților, am creat două departamente, rezidențial și industrial, care, împreună cu echipele proprii de montaj, ne permit să realizăm orice tip de lucrare, acoperișuri de case, hale metalice și sisteme de ventilații. Renunță la bucuria de moment a prețului scăzut, pentru că amintirea proastei calități durează mult mai mult. Dacă doriți soluții și servicii
servicii profesioniste, ne găsiți la sediul nostru din localitatea Corunca, numărul 398L, la telefon 0265 264 505 sau pe www.lindefect.ro. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. Campania Ministerului Afacerilor Interne. Continuăm povestea unui sfert de secol ca ziarist sportiv al lui Aurel Rațiu și am omis ca să-ți urez la mulți ani. Totuși, recent ai împlinit 65 de ani. Mulțumesc. Apropo de un sfert de secol, să mai invit și peste 25 de ani ca să discutăm okay. altă parte din viața mea. Evident, tot ca ziarist sportiv, pentru că asta am fost, asta o să rămân toată viața. Ai fost voleibalist. Da. Și profesor de educație fizică. Aici la radio a trebuit să te ocupi cu toate sporturile posibile, fiindcă nu ați avut nici voi o redacție numeroasă în care să fie bine împărțite sporturile, ca la radiouri mult mai mari. Cum te-ai descurcat? A fost greu la început să te obișnuiești cu toate regulamentele, toate regulile sportului? Evident că nu a fost greu. Nu a fost nici pentru tine, pentru că terminând o facultate de educație fizică și sport, noi am fost obligați să învățăm, să avem cursuri practice și teoretice la toate disciplinele sportive. Eu am ajuns la radio datorită unui prieten, Tarfin Todea, el a vrut să scape de sport, tocmai din motivul că la sfârșit de săptămână era ocupat. Și atunci a găsit fraierul pe mine, în urmă cu 25 de ani, asta se întâmpla în 90, și s-a dus la director și a spus, domnule, uite, am găsit un băiat care mă cunoștea înainte. Eu fusesem și înainte în radio, înainte de 85, înainte de a se desfința postul de radio. Și Tarfin a făcut câteva interviuri cu mine. Eu eram pe atunci profesor la Clubul Sportiv Școlar din Târgu Mureș. O unitate, o structură sportivă de elită cu niște profesori extraordinari. Dacă mă gândesc numai la, apropo de taică tău, am fost coleg cu el, din păcate foarte puțin, pentru că el, din păcate, s-a prăpădit în 85, în 89. 89, da, așa este. Deci la catedra de gimnastică era Marcuș Friții, era Olah, era Banhedi, Rocoi Vilmoș, Forico Vicențiu. Era cea mai organizată catedră de educație fizică de gimnastică, de fapt era catedra de gimnastică din Clubul Sportiv Școlar, dar erau și celelalte. Era Sascori, de exemplu, la fotbal, era plecat pe urmă în străinătate, l-am prins foarte puțin acolo și el tot timpul la ședințe, când vorbea Sascori, nu o să-l uit în viața mea, tot timpul vorbea de fotbal și când se vorbea despre fotbal, imediat toate urechile ciulite, se vorbea restul ramurilor de sport, așa. Mi-a trebuit și mie mulți ani pe urmă, inclusiv după ce am fost și la radio, să-mi dau seama că fotbalul este cu totul altceva. Există alt interes, alte interese, știute și mai puțin știute, și din acest motiv, și sigur, atractivitatea este mai mare. Regulamentul este foarte simplu, apropo că mă întrebai de regulamente și pentru mine cei 10 ani cât am stat la Clubul Sportiv Școlar a fost o perioadă
foarte frumoasă a vieții mele. Am avut și rezultate, nu vreau să vorbesc despre ele, pentru că n-am venit la emisiune să vorbesc despre rezultate, dar îmi amintesc că eram tânăr profesor venit și pe vremea aceea se mai făceau niște chefuri, bulii la sfârșit de săptămână. Iar cei care m-au invitat pentru prima dată au fost cei de la Catedra de Gimnastică. Și am fost la Rocoi Vilmoș acasă, profesor universitar la Academia de Teatru și Film. Acum, cred că și el între timp s-a pensionat. Vili, te salut dacă mă vezi. Și făceau niște concursuri cu bani extrem de puțin sau aproape deloc. Extraordinar de reușite. Când erau competiții sportive organizate de ei, veneau din toată țara. Îmi amintesc că făceau niște plachete. Nu era ca și acum în anii ăștia, că poți să te duci să comanzi cupe, plachete. Nu existau atunci, înainte de 89, așa ceva. Și atunci ei le făceau din din tubul de la pasta de dinți, cristal, care era făcut din, dacă mi-amintesc eu bine, din ceva aliaj de plumb cu ceva și le sculptau ei și făceau, ziceai că sunt făcute de fabrică, lăcuite, frumos, erau și asta le făcea Vili și nu mai Vili, ceilalți de acolo. Am amintiri, cum să zic, foarte frumoase cu ei. Deci spuneai de radio și așa am ajuns eu la radio, m-a dus Tarfin, a găsit fraierul, hai că-l aducem pe ăsta, lucrează duminica. Și așa am ajuns, bineînțeles, am dat examen cum am dat toți atunci în acea perioadă, la început. Și înainte de 89, meciurile de fotbal în Liga 2 erau transmise doar pentru Radio Cluj. Radio Cluj n-a transmis niciodată. Până atunci, da. Emisiunea avea o durată de, înainte de 85, de 15 minute, de 5 și 10 minute, apoi 15 minute de sport, era luni, inclus într-un program, se numea Panoramic de Luni, și am venit eu, încet, tot i-am turnat în ureche la directorul de atunci, Dumnezeu să-l odihnească, Merite Șerban, că este cazul să mărim spațiu, pentru că, uitați, este interes și, într-adevăr, sportul începuse să, încet să scoate capul, vorbesc de performanțele din sportul mureșan. Și așa, emisiunea care dura la început 5 minute, 10, 15, a ajuns la o oră. Știu că lunea făceam o oră de actualități, deci prezentam, făceam știri politice, jurnal, tot ce trebuie, o oră și apoi o oră era sportul. Cu sportul, da, cu reportaje, interviu. Pentru că mai apoi, nu după mult, cam după un an și ceva de zile, eu am fost solicitat să transmit un meci pentru Radio Timișoara. Ei au fost singurii care au transmis pentru prima dată în România meciurile din Liga a doua. Am transmis un meci astea Târgu Mureș, Progresul CFR Timișoara, rezultatul mi-l amintesc, 3-1. Veniți un băiat de la Timișoara, m-a auzit Nicolae Secoșan și imediat a doua zi m-a sunat la radio și m-a rugat foarte mult ca să transmită toate meciurile de pe teren propriu sau cele din împrejurim pentru Radio Timișoara. Am transmis așa un tur, după care, la propunerea lui, studiurile teritoriale s-au unit și s-a realizat un multiplex în care se transmiteau între 11 și 13 sâmbătă meciurile de fotbal din Liga a doua. A fost cel mai vechi multiplex din Societatea Română de Radiodifuziune. Și asta este singurul regret al meu, am plecat din radio. Regretul ăsta că acea emisiune a fost desființată în urmă cu 2 ani de zile. Chiar dacă nu aveam echipă, noi, acum avem în Liga 1, da. Dar vezi, la un moment dat era A, știi, odată în A, odată în B, odată în B, odată în A. Era totuși un interes. Uitați și acum, este echipa Unirea Târlungene. Patron este primarul Chiș Iosif din Târlungene. Care mai este sau nu mai este, dar spuneam, și așa am ajuns ca să... Dar s-a schimbat și mult sportul, s-a schimbat mult și fotbalul. Deja se transmit partide și din divizia a doua, din Liga a doua. Deja partidele nu se mai desfășoară la aceeași oră și asta a constituit o greutate, nu? Asta a fost, cred că, spuneau, e motivul principal. Într-adevăr, au fost puține meciuri, unele echipe s-au retras, dar noi am umplut acel spațiu cu reportaje de la meciurile care au fost sau cu alte, cu avancronici, da. de la partidele care vor urma. Eu cred că a fost o greșeală. Dacă ceva merge bine, de ce trebuie să-l schimbi?
Era un spațiu al lor. Și acum, când mă duc prin oraș, mă oprește lumea și le spun, ia, ascult cu plăcere, le spun, nu mai lucrez la radio, așa că... Da. Bine, dar eu tot vă spun că, uitați, vă ascultăm, mă rog, asta este. Mi-amintesc că eram odată la o întâlnire cu crainicii reporteri la Timișoara și eu, mă știi și tu foarte bine, eu sunt matinal, mă scol de dimineață, pe la 5, cine stă cu mine în cameră, în hotel, știi, nu, nimeni nu vrea să stea cu mine, eu la 5 mă trezesc, la 6 deja sunt barberit și ies pe stradă, mă duc să cumpăr ziare, oriunde mă duc. Și eram la Timișoara și mă duc să cumpăr niște ziare. Zic, bună ziua, vreau să cumpăr gazeta, pe vremea ce apăra și Prosportul, și vă rog să-mi dați și ziarele locale. Zice, vă cunosc vocea. N-am zis nimic, a rămas așa șocat. Vă cunosc vocea, zic, dar... Transmiteți meciul de fotbal, da. Vă numiți Aurel Rațiu, da. Și era tipul din Timișoara, era vânzător de ziare, mare amator de fotbal, care mi-a cunoscut timbrul vocii și... S-a mai întâmplat de mai multe ori, dar la de la Timișoara m-a luat. Am rămas și eu cu gura căscată și mi-am dat totuși seama că emisiunea asta a fost super ascultată. Dar, mă rog, cred că au fost și alte motive în background pentru care a fost scoasă. Nu vreau să discut despre ele. Am vorbit despre multe deplasări. Ai avut câteva oportunități de a te deplasa la diferite competiții, da, internaționale majore. Cred că ți-ai făcut tu socoteala la câte competiții internaționale ai fost. Zole, am fost la multe. N-aș putea să spun la câte am fost. Dacă stau așa să le socotesc ca și un contabil, da, yes, am fost la multe, într-adevăr. Însă, sigur, ca și pentru orice sportiv, cele de top sunt Jocurile Olimpice. Dacă ai fost acolo, ești cineva. Sportivul, dacă a ajuns acolo, e cineva. Dacă câștigă și o medalie, rămâne în istorie. Și la noi, la ziariști, ai fost și tu la Olimpiadă, la Jocurile Olimpice. Dacă ai ajuns la o astfel de competiție sportivă, e altceva. E greu de explicat în cuvinte atmosfera și felul în care percepi tu acolo la fața locului cât de mică este lumea. Noi stăm aici, suntem la Târgu Mureș, suntem în România, suntem o mică părticică care se învârte pe globul pământesc. Te duci acolo, vezi că unul mănâncă cu mâinile, eram la centru de presă de la Beijing și erau, mă rog, din zona africană în special și mâncau cu ajutorul degetelor, așa, fără să folosească furculița și cuțitul și unii dădeau din cot. Asta e, așa mănâncă, face așa parte din cultura lor. Da. Deci sunt niște lucruri care te șochează. Da, am fost în multe locuri, dar am fost și în calitate de profesor. Mi-am amintit de o deplasare la Lublin, în Polonia. Era în perioada în care erau problemele mari în Polonia cu Solidarność, cu Lech Walesa și ceilalți. N-aveau țigări, n-aveau nimic. Și eu am fost cu echipa de volei și i-am întrebat de eu înainte de a pleca ce să le ducem. Toți spuneau țigări, țigări, țigări. Ne-am dus cu țigări, dar zic vodka, aveți? Am dus și vodka, pentru că așa era pe acolo. Să cinstim profesorii. Când ne-am dus acolo, singurul cu care nu aveau erau țigări. Într-adevăr, nu aveau țigări, deci aveau niște, puteai să le vinzi pe niște surme exorbitante. Asta era prin 83-85, perioada asta am fost, și în rest aveau de toate. Dacă te duceai la Piața Neagră, absolut de toate erau acolo. Tot comunism, dar... Da, am fost împreună cu fetele la Maidanek și mi-a rămas, nu o să uit lucrul ăsta, tot am... citit, am văzut pe filme de lagărele de concentrare, dar ce am văzut acolo, la Maidanek, când te duci așa, ți se face inima așa, cât o împurice și când te plimbi pe acolo și când te gândești ce a putut să facă mintea omenească cu semenii, copiii plângeau, fetele plângeau, eu am fost antrenor de vări la fete, fetele plângeau și după ce am ieșit acolo, au spus, domn profesor, a fost cea mai grozavă lecție de istorie la care n-a vorbit niciun profesor pe care noi am primit-o. Nu o să uit asta în viața mea. Sigur că am fost în multe... Ai un telefon, cineva te sună. Am fost în multe locuri. Sigur, cele mai importante sunt cele legate de Jocurile Olimpice, dar un loc în care mi-a rămas mie așa în inimă
este Norvegia și Norvegia în special, dar și țările nordice. Dacă pentru noi eram înainte de 89, tot ca și eram angajat atunci la radio și ne duceam acolo și la noi n-aveam nimic. Lumină nu, pe stradă te duceai, pe stradă nu era nimic. Televizor nu, aia nu, aia nu. Și când ne-am dus acolo și am văzut respectul ăsta față de natură, am rămas șocați. Și cred că și acum, la ora actuală, este o societate, vorbesc de țările nordice, în special de Norvegia, Suedia, Finlandia un pic mai jos, Danemarca, dar m-a întrebat cineva că dacă ai vrea să locuiești undeva, să te stabilești, eu primul lucru a zice, m-aș duce în Norvegia, dar să nu stau acolo când e perioada cu ziua scurtă și noaptea lungă și sau invers cum este. Atunci te buți în sud undeva. Da, da. Acum o să ai timp, eventual poți să încerci. Da. Revenim după un scurt moment publicitar cu ultima parte a emisiunii. Partenerul ideal, Taxi Royal. Prompt, rapid și eficient. Taxi Royal, confort și seriozitate. Telefon 0265204942 sau 0745406696. Mireasma pâinii calde, gustul inconfundabil și calitatea grâului folosit sunt elementele ce aduc valoare produselor Eldi, pentru că păstrăm tradiția, modelăm pâinea numai cu mâna. Cele mai gustoase, naturale și de calitate produse de panificație le regăsiți la brutăria Eldi. Așa este pâinea cu fulgi de cartofi realizată de maestrul brutar Tökes Tibor. Brutăria Eldi, experiență și calitate din 1996. Cofetăria, ciocolateria Artizan s-a înfiripat din dorința de a reda clienților încrederea în prăjiturile cu gust și aromă. Produsele noastre se recomandă de la sine prin calitatea materiilor prime folosite, grija preparărilor și savoarea deosebită. Am ales să folosim doar frișcă naturală și unt, fără adăosuri sintetice. De aceea fabricăm prăjituri în serii limitate, pentru ca să vă puteți bucura din plin de aroma și prospețimea lor. Cofetăria Artizan în piața Bernardin, numărul 2. Creează-ți propriul stil vestimentar, fă-l să fie unic pentru tine și inimitabil pentru alții. Anesia Quality Clothing, confecții cu stil. Te așteptăm la magazinul de pe strada Călărașilor, numărul 18, sau la atelierul nostru de pe strada Libertății, numărul 93. Pentru a fi original, alege Anesia Quality Clothing. Revenim în studio cu ultima parte a emisiunii Arena Sport. Astăzi vorbim cu și despre Aură Rațiu. Înainte de pauză am vorbit și despre câteva jocuri olimpice la care ai participat. Câte au fost la număr? Au fost 3 la număr. 2 de vară și una de iarnă. În 2004 la Atena am plecat împreună cu colegul meu de la Radio Târgu Mureș, fostul meu coleg,
Fostul meu coleg. Așa e corect, da. Dorin Toma, ne-am dus acolo și el a aranjat cazarea. A fost un lucru care, pe de o parte, a fost benefic pentru noi, pentru că eram la 5 metri de bazele sportive de acolo, adică eram în, cum se zice, în sat olimpic, iar pe de altă parte lucrul ăsta ne-a creat neplăceri de nu-i adevărat. Controle peste controle. Atunci era tot așa cum despre, se discuta despre terorism și atâtea controle că pierdeam enorm de mult timp. Dar la Atena ce a fost lucru foarte important pentru noi, eram acreditați la centrul de presă de la Zapeion. Zapeionul este prima clădire care a găzduit, una dintre clădirile, dar cea principală care a găzduit Jocurile Olimpice, prima ediție a Jocurilor Olimpice Moderne din anul 1896. Eram acolo, am rămas cu gura căscată. Și la Atena, apropo de gimnastică, că tatăl tău a făcut gimnastică, el a fost în 64 la Tokyo, unde cu echipa României a obținut locul 12. La Zapeion, la Atena, în 1896, s-a introdus pentru prima dată gimnastica ca disciplină sportivă la Jocurile Olimpice. Ce să spun? Stăteam foarte aproape, lângă noi, într-o vilă, stăteau cei de la O Globo, televiziunea braziliană, mașini închiriate, o televiziune din Statele Unite ale Americii, când vin, nu preiau doar semnalele de la televiziune. Ei vin acolo, au venit cu vreo sute de persoane, aproape 1000 de persoane, erau ziariști și tehnicieni din Statele Unite. 1000 de persoane erau. Eram șocați. Atunci am văzut că suntem într-o televiziune, pentru prima dată au venit japonezii, 5 japonezi cu 5 genți din asta așa mai mărișoare, repede le-au desfăcut, au scos o antenă parabolică, că nu aveau card de reportaj, pentru că putea să-l aducă din Japonia cu mașina să se plimbe pe acolo, dar aveau genți. Au desfăcut alea, au poziționat antena parabolică spre satelitul de unde ei emiteau, reporte, tot ce vrea acolo, sursă de electricitate. Într-o cutie. Toate erau în câteva cutii, da? Și erau niște călduri fenomenale. Ne-am și rățit atunci pentru că mergeam în săl, erau în jur de 10 grade, mergeau aerul condiționat, de nu era adevărat. Când ieșea afară 40 de grade, ne-a terminat atunci. Mă rog, rezultatele se știu, venise după 4 ani, iar gimnastica a luat caimacul, atunci cu rezultate excepționale, cu Cătălina Ponor, Monica Roșu, la băieților Zică Drăgulescu și ceilalți. Știi cum este, când te duci la o competiție sportivă și ai ce să relatezi acasă, sportivii tăi au obținut rezultate, ok. Dacă trebuie să te uiți la alții, e un pic când a fost când mergeam la campionatul mondial de hockey pe gheață, mă întrebau ăstea, iar ați luat bătai cu 17-4, iar ați luat bătai cu 12 lei. Eu degeaba le explicam că, apropo de hockey pe gheață, păi hockey pe gheață în Canada se juca în anul 1875 în patinoar și România nu exista ca stat național. Și noi vorbim și avem pretenții ca să ne batem. Cu cine să ne batem la hockey pe gheață? Și acum avem 5 patinoare funcționale. E de discutat și cu celălalt. Avem da. Timp. În 2006 m-am dus la Torino, în Italia, la Jocurile Olimpice de iarnă. N-aveam cazare. Și până la urmă am rezolvat o cazare și am stat la un preot. Am apelat la un preot care m-a găzduit cu condiții nemaipomenite, însă la Torino am tras o oboseală. Deci făceam zilnic, cam 8 ore numai călătoream. O oră până la, două ore până la centrul de presă, de unde stăteam eu. Două ore înapoi. Pe urmă, de la centrul de presă, dacă mai mergeam două ore la Cesara Pariol sau la alte locații sportive, și ăștia de acasă spune, bă, ce bine îți merge, te distrezi, te duci acolo. Da. Eu veneam seara, cădeam, nu mai puteam de oboseală. Dă materiale, fonotechează-le, dă-le la știri, dă-le din coace, dă-le la Radio România. Eram cu un singur coleg de la Radio România, îl ajutam și eu pe el, că nu puteam să acoperim toate competițiile, toate disciplinele și atunci mergeam. La Torino a fost singura reprezentată din Târgu Mureș și a fost, dacă mi-amintesc eu bine, a fost Daniela Oltean la patinaj viteză. Sigur, nu puteai să te pui cu olandezii, cu germanii la mai avem astfel alte de competiții sportive. Nu ne putem pune. Dar una dintre întâmplările fericite ale vieții mele, știi că eu iubesc foarte mult basketul, hockeyul pe gheață,
Rectific? Ochiul pe gheață, ochiul pe gheață, deși ar fi trebuit să spun voleiul, dar de la Cluj am dragostea asta pentru ochiul pe gheață, pentru că lângă liceul Nicolae Bălcescu era un canal și era acolo lângă o biserică, erau niște terenuri de zgură, iar iarna se juca ochii pe gheață. Noi copiii toată ziua eram pe acolo și de atunci cu ochiul pe gheață. La Torino aveam acreditare și jucau un meci Canada, nu era bine, a câștigat o singură partidă până atunci și l-am văzut pe Wayne Gretzky, cel mai mare jucător de hockey pe gheață din întreaga istorie. Era vis-a-vis de mine. L-am văzut că el a ieșit și eu m-am dus și eu să-l întâlnesc pe hol. Când să mă duc pe hol acolo, acreditarea mea nu-mi permitea să merg în spațiu în care era el. Mi-am întors acreditarea să nu se vadă dacă am voie sau nu și cu tupeu am intrat acolo. M-am dus, mă vede un tip, mă bate pe umăr, zic gata, m-au prins băieții. Îi zice un tip către mine, să-i fac repede o poză cu ăla. S-a dus. I-am făcut o poză, pe urmă mi-a făcut și el o poză cu Wayne Gretzky, i-am zis și eu două, trei cuvinte, după care mă bate cineva pe umăr, îmi întoarce acreditarea și îmi zice, domnule, la puțin. Revedere! Da. Atunci l-am văzut și, mă rog, în turneu de hockey pe gheață, am văzut mari jucători. Cel mai tare meci de hockey pe gheață l-am văzut. În 95 la Bratislava juca Slovacia cu Șatan. Cred că a fost cel mai bun jucător al lor. Slovacii erau imediat după ce se despărțise de Cehia, cu Letonia i-au bătut și s-au promovat atunci în Liga I, cum se spune, da. Au și rămas acolo. Bine, în turneul olimpic toată ziua eram pe acolo pentru că asta mi-a plăcut. Și atunci am văzut pe canadienii cu Joe Sakic, Chris Draper, cu Statele Unite era Mike Modano, care mi-a plăcut mie foarte mult. Bine, am văzut pe toți, absolut, dar mi-a plăcut foarte mult școala rusească, felul în care ei patinau. Deci toate țările care s-au desprins de fosta URSS, poziție joasă și într-o viteză extraordinar, cu o tehnică într-un regim de viteză. Ai noștri când ieșeau pe gheață, bine, n-au fost ei la turneu olimpic, da. Dar ai noștri că ieși pe gheață prima dată să-și țină echilibru. Ce fac ea când patinează, rămâi cu gura căscată. Am văzut mari, mari jucători de hockey. Mai aveam multe de povestit, da. Ne apropiem cu pașii. Mergem la culcare. Spre finalul. Mergem la culcare. Spre norocul nostru, asta le-ai scris și în cărți. Unele da și unele chiar acum scriu. Asta sunt întâmplări. Unele dintre proiectele tale sau da, una dintre da. Proiectele tale. Am avut ocazia, uite, cât mai avem, ca să-ți povestesc. Un minut ceva. Și 30 de secunde. Un minut și 30 de secunde. Eram în 2008 la Beijing, la Jocurile Olimpice și flare-ul ne-a făcut să ne îndreptăm la canotaj, să mergem. Toată lumea aștepta că România să ia o medalie de aur la proba de dublu. Era Georgeta Andronache și Viorica Susanu. Ne-am dus acolo și întâmplarea a făcut, și norocul meu ăsta a fost. Exact atunci se desfășura proba, când era emisiunea de fotbal, în România era între 11 și 13, da. Acolo era cu 7 ore mai târziu. Și am prins finalul cursei în direct la radio, dar asta a fost întâmplarea. Finalul cursei am prins în direct la radio și lângă mine era președintele Comitetului Olimpic, erau în spate, erau la VIP. Noi eram chiar ultimul rând în tribuna principală, iar de acolo începea tribuna VIP cu președinții de Comitete Olimpice Naționale și era Octavian Moraru, Ion Dobrescu și mergând spre ei cu microfonul și cu casca pe urechi, mergând spre ei, l-am dărâmat pe unul, era gata să cadă, mă duc, am făcut interviu pe acolo și după ce termin, îmi zice colegul cu care am, Nicolae Gavrea de la Radu, zice, tu știi pe cine era să-l dărâm pe acolo? Zic, eu nu văd, n-ai văzut că era Juan Antonio Samaranch, fostul președinte al Comitetului Internațional Olimpic. Se mai întâmplă și chestii de genul ăsta când... Când jurnalistul vrea să-și facă treaba. Da, într-adevăr. Aurel, îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această seară și ne-ai povestit multe. Eu sper să ne mai întâlnim aici. Nu, sau în altă parte. Și în altă parte, dar da. Și aici. Sper să ai sănătate, să ne mai întâlnim peste 25 de ani tot aici. Mi-ai promis că peste 25 de ani vom face o nouă emisiune. Îți mulțumesc și eu tare mult și celor care se uită la noi, o seară bună. Și o să te mai vedem, o să te mai auzim. Da, o să mă mai vedeți, că nu plec din oraș, îți dai seama. Rămâi pe lângă sport. Mersi mult! Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea Arena Sport din această seară. Sunt Kadar Zoltan și vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, sport la treabă!